La multe comune. Bă, cum vine asta? Cine mi-a dat-o, Rafaele? Cine mi-a dat-o? Dar erau prea multe comune. Hai, nu mai fi cringe. Amin. Ce legendar mi-a trimis pomohan! Salutare tororo, Stixleader, și bine v-am găsit la un nou episod de Clash Royale alături de bunul meu prieten Rafael aici de față. Nu uitați să apăsați și voi butonul de like să mai vine Rafael în episoadele noastre. Zi, Rafael, ce ai zis la începutul episodului? Că nu trebuie să strângem 10.000 de like-uri, mai ales altfel nu mai vin. Trebuie să strângem 10.000 de like-uri, că altfel nu mai vine. De fapt, vin, dar vin așa. Nu așa, Rafael. Vin așa, Marius. Vreau lumea să te vadă și te auzi cam... Mai vin comentariile. Unde e fiști? Te auzi cam tare, Rafaele, până deschid-o cu ferele astea. Unde mă tare, că ai făcut testa din aur. Mai reglează-l puțin, să aude cam tare. Hai să deschidem și noi niște cufere. Cum ar fi să-i pice din fricesc. Test. Abar n-am mai deschid niște cufere. Și fii atent, legendară de aici. Hop! Viața mea. Fii atent, Rafaele, motivul pentru care fac acest opening are un SMC. SMC-ul care costă foarte mulți bani. Cred că 6500 de gemuri trebuie să cumperi undeva la 2 milioane. Hai să vedem, gold chest. Niciodată n-au apucat, wow, n-au apucat. În silver chest n-au apucat. Oare se poate? Nu cred că se poate. Hai, Rafaele, mai avem ceva, clan chest. Apucăm legendară sau clan chest? Na, nu. 3 pecuțe și avem aici. Pomohaci, aici. Pomohaci fie cu noi. Fie cu Alex. Cum era, mă? Asta e, Rafael, iată. Bă, cufărul ăsta o să fac așa. Trebuie să fie la facecam. Așa, așa. Cum era, mă? Așa. Ok. Pomohaci, ascultăm rugăciunile. Cu toate că s-a dus trendul ăsta. Ai că a murit de mult Pomohaci. Dar, Rafael, o să fie sau nu cu noi? Da. Na. S-a dus trendul, Marius, degeaba te mai rugi acum, Pomohaci, că nu mai merge. Ok, Rafaele, o să trecem pe contul meu, o să deschidem și acolo niște cufere. Dacă nu o să apucăm, aia e viața. Ne revedem în scurtă pauză publicitară. Ei, băieți, după ce domnul Pomohaci nu a vrut să ne ajute deloc cu legendară, o să mai deschidem, cred că, două cufere la mine pe cont. Hai să vedem. Domnul Pomohaci, dă-mă și tu legendară. Am multe comune. Bă, cum vine asta? Cine mi-a dat-o, Rafaele? Cine mi-a dat-o? Dar erau prea multe comune. Hai, nu mai fi cringe. Amin. Ce legendară mi-a trimis Pomohaci! Ce legendară! Mega Knight! Woo! Level 2 Mega Knight! Mamă! Mamă, prea bun! Prea bine, mă! Bine, mă, Pomohaci! Yes, mă! Yes, mă! Pomohaci mi-a trimis un Mega Knight și fac și level 2 pe el? Unde, mă? Mai bani. Cel mai bun, ba da, am, că dacă nu cumpăr. Ia uite, mă. Sunt foarte fericit, Rafaele. Mi-a trimis... Văd că sare în sus de fericire. Mi-a trimis pe Muhaciu legendar. Și am văzut că mi-a arătat o poză în care Max Shatter era la un win. Și eu am 7 win-uri. Mă bat cu jucători. Mă bat cu jucători care nici tu nu-ți imaginai că există la 5200. Și mie nu-mi dă legendară, mă. Cum ne nu-mi imaginam, mă, că există la 5200. Nu-ți imaginai tu. Hai să mai dăm, Rafaele. Pierdem sau câștigăm. Oricum o să punem meciul ăsta. Hai să vedem. Să vedem ce vă așteaptă dacă faceți 7 win-uri cu 2. Dă și tu thumbs up și good luck. Plec mă, dar ce că aici am... Iar merge să spamezi așa unități. Oh, nu. E mega căcat. Am ăsta pentru el. Hai mă. O, Sky aia cred că moare până la turn sau dă maximă la viteză. Perfect. A dat, bă, două. Nu-ți dai seama dacă pe că ăla ajunge. Cred că n-are rost. De ce mai puse alea, nu înțeleg. Nu trebuie să mai pui wizardul ăla. Nu mai cheltui. Mai dă o bucată pe turn, măcar atâta. Una. Atât. Fii atent, ce trebuie să notificăm noi din acest deck? Nu trebuie să spamezi unitățile pe o singură parte. Gen, trebuie să pun pe cap o parte ca să pune Mega Knight-ul și pe altă parte... Ok.
Ce ai mai dat lui? Stai puțin că n-am luat niciun value poison. Aia e prostia. Și am mai cheltuit. Dai rentă, nu înțeleg. Am mai cheltuit și o grămadă, mamă. Dacă scap din asta. O, și golem și de la. Am belit-o aici. Am încurcat-o. Și golem și până ajunge de la pod mai dropează și un de la. Dacă eu scap din asta, sunt cel mai tare. Se pui un electrovizor în spate și pui pecuța aia și omoară pe toți. Trebuia în față pusă pe cuța, că sare la pe amândoi. Nu, dă poison-ul. Că n-a fost rău. Bă, hai că n-a... Asta-i că avem altă... Vine să plec. Pune ceva că dai spill. Hai de toate, mamă. Fucking hell. O să îi trimis pe ea de 4 pe stânga. Faci puțin pressure. Hai de toate, stai că fac puțin pressure. Pui pe cuța. Bă, bă bune! N-ai cum. A, bă, asta chiar e bătaie de joc. Și încă un ăla, du-te mă! Bă bune! Ai cum, doi golem și doi de-aia pe care no, o să aibă și 10.000 HP. Prea bun. Și eu greșit mult acolo. Dacă dădeam poisonul la value și tăiam o pompă, era altă treabă. Hai să vedem Rafaele. Hai că poate e legendară. O cabană, niște suflători în sule, niște heal, niște goblin, 100 de cannon. 118 de bomberi și nicio legendară. Când m-am chinuit eu să fac 7 win-uri, nici măcar o legendară. Hai să vedem de costul ea. Cât avea asta? Hai că n-avea mult Rafael, decât 6.000. N-avea mult, decât 6.000. Aproape 6.000. Și eu am jucat prost, dar nici de 6.000 nu sunt, cu 12.000 de win-uri. Care s-a jucat, cred că Adam blagit telefoane. 12.000 de win-uri! Eu n-am nici astea două de aici, ultimele 4 cifre. Ce e Rafaele asta? Ok, asta e, ce a fost Rafaele. Ți-am jucat câteva meciuri la rank și m-au bătut de m-am nenorocit. Chiar sunt bune ăștia, plus că au level 11, peste mine au la turnul mai mult damage. Hai să mai jucăm ranked, pentru că mi-a zis să joc ranked. Toată lumea vrea rank, Rafaele. Asta măcar are level 10, măcar să ajung înapoi de unde am plecat. Trebuie Felipe, era notătorul ăla? Trebuie să câștigi două meciuri. Ce deck e ăsta, Rafaele? Nici nu știu. Același deck care era fu atunci. Uite-l și acum, Rafaele. Hai să văd ce face. Ăsta e deck-ul ăla care a zis să-mi dau o șansă. Păi merită. Merită. O, oh, uite unde a pus ăla. Am fost să pui ambele alea până oh, mai elixir mult. Uite-te și tu unde-l pusă. Ok, stai puțin. 2018, uite hectare la tot. Face prea multe alea la 3 elixir. Bă, dar dau aia, mă. Dar e rosit degeaba. Așa cred eu. Da. Păi și prabețea trebuie să ia pe recarte, o să rupă. Ok? Unde mi-am urmat cu un zap? Are zap de 13 sau ceva. What the fuck? Oricum nu mai are zap acum, deci nu mai pune și pe ăla. Trebuie să faci push-uri mari. Dar pachetul ăsta e în avantaj în elixirul 2, deci. Bă, da, sunt șocat, mă bătură unii, o să vă pun meciuri. Sunt chiar șocat, mă bătură chiar urât. Gen, nu mă așteptam să-mi dea rush să câștige ăla. Știu ce face ăsta, o să dea tornada, Rafaele. Deci, aiurea să stachez. La ce ne-ai pus pe alea acolo, v-ați useless. Hai, acum să-l văd.
Am multe unități până la colegi meu. Non-stop. Nu se oprește asta. Și tornada aia. Nu te las. Non-stop pune unități. Nu înțeleg de unde are elixir. Să te ocupă, cred, nu mai e timp. Nu înțeleg de ce pusă hog-ul ăla acolo. Care n-ajunge niciodată la torn. O să le dea... Dă tornada aia, jigos. Ce crezi că faci altceva? Stai că nu de bine. Plus că nu mai distruge un turn. Nu distruse niciun turn, dacă observați. Vreau să văd câte astea. Să nu cădem din arenă. Tocmai ce am jucat un match care nu avea niciun sfârșit. Practic, nu știu cum să te explic, Rafaele. Opa. Opa. Ce se întâmplă? Deși nu puse zap, nu înțeleg. Cât soare, mă, o jumătate kilometru, pă bune, ar trebui să dea cancel la săritura aia, sincer îți spun, să-i tu. Pă bune, sărit aici până aici. Cu doi elixiri îți omoară unitatea aici, mă. Și acum unde atrage pe de-a mici cu ăla, nu? Opa, mi-a rămas un brabețoi. Hai, măcar nu mai are... Iar o să dea hog-ul ăla, aia mi-e scârbă. O să pierd turnul. Când o să pun golem, o să pierd turnul. Mamă, ce speria sunt, nu-ți vine să crezi. Ce speria, bă, Mariusica. Ok, hai că ai rosit logo-ul, Prostovan. Așa, așa. Opa. Frumușeii mei, lilieții mei. Bă, 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 hai mă, mai dați. Mai dați, mă. N-am nimic cu ce te scot aia. Holy shit. 93, zap-ul cât dă, zap-ul cât dă, zi repede. 60, 70. Da, racheta. Deci are o rachetă. Cred că trebuie să merg pentru 3 coroane. Are racheta și racheta aia dă... Holy shit. Nu-ți imaginez că dă racheta aia. Oh my god. S-a terminat tot acolo. Dacă nu-i dau rush acum, s-a terminat meciul. Bine, mă, Marius, fă și un dab de viteză. Fua, ok, ho, ho! Șuai, mă! Ăla a fost dab-ul, mă! Era să rup și gâtul. Mă doare gâtul puțin. Mamă! Holy shit, chinezoi ăștia chiar știu să joace și sunt scârboși ca oare... Avea pachetul ăla de cycle, vezi? Mhm. E deja de gos pachetul ăla. Contra al meu că e foarte scump pachetul. Am ajuns înapoi. 3815, Rafaele. Să zică cineva acum că sunt boostat, când eu mă bat cu ăștia aceia. Ia uite. Mai juca, Rafaele, sau o lăsăm așa, deocamdată? Cred că e ăsta episodul și nu mai joc. Ăsta e episodul, Rafaele. Dacă strângem 15.000 de like-uri, o să mai joc meciuri ranked. Sunt foarte grele, nu știu, am și level, cred că 10. De-aia, nu? Vezi? De-ala avea tot level 10, nu? Da.
Tot 10, de aia de level 11. Deci 4, 3, 9, 2 are, da? Și level 11 cât are Rafael? Asta e, nu? Level 11. Toți omul level 10. Asta are level 11. 4, 3, 9, 2, ia uite. 4, 3, 9, 2. 4, 8, deci plus 500. Încă 500 HP. Păi 500 HP e o flacără sau nu e flacără, un lightning. 500, adică are un lightning peste mine, are un spell peste mine. Cam atât și cu acest episod. Nu uitați să apăsați și voi butonul de like, că m-am chinuit acolo, am dat un rage imens. Eu am fost Xlader, la revedere.